Eu cu Carol plecăm și cu Maia. Plecăm în vacanță la Unciuc, la căsuța lacului, unde este foarte, foarte, foarte frumos. Unde se vede retezatul, unde este un lac de acumulare în spate absolut superb. Mergem acolo pentru că cunoaștem căsuța și ne place foarte tare și mai ales pentru că în țara Hațegului sunt foarte multe zone în care au fost descoperiți dinozauri și n-avem încotro, vârsta de 5 ani vine cu chestia asta de cu curiozitatea despre dinozauri, așa că o să vă arătăm pe unde mergem. Acuși plecăm. Bagajul e gata. Bagajul se închide și se pune la ușă și suntem gata de plecare. Ne-am îmbarcat, ne-am instalat un puști, un animăluț. Stai că nu... Maia, ia uite la mine! Și suntem gata să plecăm. Voiam să vă arăt cerul ăsta, absolut superb. Și băiatul. Ia, fă o schemă. Fă o super schemă. Gazda. Gazda noastră. Acolo în spate e un lac mare și acolo e retezatul. Gata, bag puștiul la somn. Acolo smânții retezat. Asta este căsuța lacului. E o căsuță foarte, foarte drăguță. Aia e Maia. Iar asta e curtea din spate. Și aici, în curtea din spate, asta mi-a plăcut întotdeauna. Așternuturi puse la uscat afară. Dacă mai și bate vântul, e perfect. Când treci de portița asta, e o surpriză foarte, foarte simpatică. Un câmp micuț de lavandă pe care urmează să o culegem astăzi, pentru că eu n-am venit aici doar în vacanță, am venit la treabă. Pe drum să-i fac un cadou la mama și să-i culeg niște flori. Așa, după ce am cules cel mai mare și mai frumos buchet de flori de câmp pentru mama mea, am ajuns la lac. Și lacul este ăsta. Și căsuța e hăt încolo. Mam! Unde mergem azi, Carol? La varianta dinozaurilor. Și unde mai mergem? Unde mai mergem? La o cetate. La o cetate? Da. Mergem la o biserică, pui. Nu, la o cetate. La Densuși mergem. Te tem, du-te să vezi ce scrie. Uite, scrie așa, geositul la scoabă, o haba Sibișel, sa tradițional, casa pietrelor și câmpurile cu granit. Toate sunt încolo. Ia să vedem. Dinosaur! Ia! Ia! Vii cu mine? Hai! 72 de milioane!
de ani. Hai! 72 de milioane de ani. Uite, vezi? Hai, du-te! Aici. Uite-le. Da. Aici, urme de dinosauri, puiule. O să pun mânuță, uite, vezi? Astăzi e foarte frumos afară, iar noi vedem asta dacă stăm pe prispa casei. Ăla-i retezatul. Super frumos, a? Te-am făcut o surpriză! Ce surpriză mi-ai făcut? Da. Să vin la tine? Nu e glumă de data asta? Nu. Sigur? Să te cred? Eu vin! Acum toți la închisoare! Astăzi toată ziua n-am plecat din curte și am făcut asta. Am făcut toate buchețelele astea de lavandă și le-am pus la uscat. Miroase foarte tare. Așa. Am ajuns la rezervația de zimbri de lângă Simeria. Tocmai ce am văzut, zimbri sunt undeva acolo. M-am întors. Sunt mai multe lacuri de acumulare în zona asta, sunt vreo 5. Și ăsta e unul din ele. Iar acolo, în spatele munților ăstora, este retezatul. Uite, se vede acolo un pic și acolo un pic. Și pur și simplu extrem de frumos. Atâta e de frumos aici. Sunt foarte multe zone frumoase în România. Am fost în foarte multe dintre ele. Dar zona asta a retezatului e ceva aparte. Se vede retezatul atât de frumos. De la căsuța lacului se vede, e, cazarea aia oricum e absolut minunată. M-am îndrăgostit de ea. Și cred că zona asta e neapărat o zonă care trebuie vizitată și explorată. Asta e doar unul din cele 5 baraje. Ne vedem data viitoare!